Autoturismele nu vor mai avea acces pe străduțele din centrul istoric al municipiului. În acest sens vor fi amplasați bolarzi retractabili și fixi. Sistemul este în felul următor. Fiecare din persoanele care au acces să intre în această parcare va beneficia de o telecomandă pe care o va folosi. În momentul în care acești bolarzi, așa cum se numesc ei, se lasă, mașina intră. Aici există o fotocelulă, astfel încât bolarzii se vor ridica automat, numai după ce mașina a depășit această zonă de protecție. Tocmai pentru a nu se întâmpla accidente de genul să se ridice bolarzii cu tot cu mașina. Proiectul municipalității vizează schimbarea tuturor bordurilor de ciment cu altele mult mai trainice din granit, precum și a stâlpilor de iluminat. De asemenea, vor fi amenajate toate spațiile verzi și vor fi montate aspersoare automate. Un element de noutate îl constituie construirea unei fântâni arteziene cu jet vertical. S-a făcut totul pentru a da o imagine unitară și modernă centrului vechi istoric. S-au montat bordurile, se vor schimba toți stâlpii pentru iluminatul public. Se vor monta coșuri de gunoi, la fel ca acelea de pe alea principală de intrare în primărie. Băncuțele sunt acestea care rămân și se vor înlocui iarăși toate bordurile și se vor monta aspersoare pe toate limbile de pământ. Deci nu va exista niciun centimetru pătrat de spațiu verde care să nu fie irigat prin aspersoare. În această zonă se va face o prea frumoasă fântână arteziană cu jeturi verticale. Exact cum dacă ați văzut la Sibiu sau după modelul celei de la Sibiu. Repet, cu jeturi verticale se va putea merge inclusiv printre jeturi, cu băncuțe, loc de promenadă, loc de petrecere a timpului liber într-un cadru cât mai plăcut, modern și civilizat, așa cum ne dorim să avem cu toți în Târgoviște.